Probabil, dacă e să o luăm așa, dacă faci o chestie, eu practic vreau, nu mă gândesc la bani, vreau să fac o chestie de calitate, ceea ce pe termen lung întotdeauna, știi cum e? Va avea un payoff. Știi care e teoria mea? E că e, dacă dai ceva care valorează mai mult decât ceri, se va vinde. Eu sunt artist. Da. Dar eu, adică eu nu mă văd ca un prestator de servicii. Majoritatea magicienilor din România sunt, tratează meseria asta fiscal ca niște prestatori de servicii. Își fac oferte, nu știu cum, își fac tot felul de scheme, de marketing, stai că-ți vând, îți fac o reducere, dar eu nu mă văd așa. Eu mă văd, eu sunt un artist a cărui artă se vinde. Știi? Și, interesant asta, să știi. Foarte interesant. Și acum are, și, are sens și felul în care tu vezi lucrurile. Și metafora ta cu literele, cu scrisul, cu nu știu ce. Știi, toate se leagă. Așa este. Tu probabil că... Da, și practic ce zic eu e că eu vreau să-mi fac o expoziție. Știi? Închipesc că sunt un pictor și-mi fac o expoziție. Bravo, mă, tu scumperi tablourile aia. Tu după aia îți faci, mă chem la evenimentul tău, pentru că expoziția mea e super tare. E cea mai tare expoziție de genul, știi? Da. E de departe cea mai tare, pentru că eu fac, depun extra efort. Fac ce alții nu sunt dispuși să facă. Dau de la mine. Eu multe show-uri am plătit eu foarte mulți bani să se facă. Sunt toate show-urile mele pe YouTube au costat multe mii de euro să fie filmate TV quality. Da. Și sunt liber gratis pe YouTube. Oamenii nu știu cât au costat alea, ci că au costat o căruță de bani. Cred. Și pe care eu nu i-am luat de nicăieri. Și nu știu, bine, nu o să-i recuperez. Nu o să-i adevăr. Nu, probabil pe termen lung îi recuperez. Că dacă e să iau, bă, am o carieră, nu pot să zic că nu, că ești... Trăiesc din asta, adică la sfârșitul zilei... Tu spui că practic tu descarci costul respective pe termen super lung. Pe super lung și din alte părți, adică nu direct, știi? Ca și YouTube-ul. Faci YouTube, poate, noi muncim săptămână de săptămână, filmez, fac producție, nu vin banii, știi? Atunci, pe loc. Dar, eu lucrez, dar pun încă de-aia la expoziția mea. Da. Știi? E frumoasă metafora, da, și cu expoziția și cu artistul. Așa e, e important să te vezi așa. Și tare, e bine... Eu cred că nu ar trebui să te vezi altfel decât așa, ca artist. Eu nu cred că se văd mulți așa, sincer. Păi știu, eu știu că nu. Adică nu cred că... Ideea este ca să știi când știi... Teoria mea e așa. Dacă ești dispus la martir, cred că ești artist ceva revoluționar, la martirium. Dacă ești dispus să mori pentru arta ta, domnule, tot respect. Dar cred că aici ești puțin plecat. Dacă ești dispus pentru arta ta, în schimb, să suferi și chiar să... pierzi potențial, înțelegi, în cazul tău, de exemplu, știi? Mi se pare că atunci ai o șansă să devii comercial. Adică există șansa asta, știi? Să fii dispus să pierzi ceva ca să câștigi ceva. Cred că asta este, de fapt, definiția unui artist real. Deci ai multe ori ceilalți copii care devin artiști, sper că devin artiști, mâine vede cineva tabloul meu, să moară măsa, să dezbracă în fața mea, dă toți banii, iar eu am devenit artist și de mâine fumez iarbă și stau acasă. Înțelegi? Asta e visul, știi? Da, înțelegi? Nu e niciodată așa. Și de fapt și drept nu e deloc așa. Arta, în primul rând, implică extrem de multă muncă. Cei mai mulți artiști sunt, de fapt, cei mai muncitori artiști. Nu e altceva. Da, exact. Perseverență, știi? Nu talent. Sunt oameni care dau capul până când ceva se sparge, știi? La mulți se sparge capul, la unii se sparge și zidul, știi? Și atunci ăia depășesc bariera aia și merg mai departe, știi? Exact, asta e adevărul. Fix așa e. Știi? Și de fapt, dar numai că nimeni n-ar fi spus până acum magie este o artă. Sau eu n-aș fi spus treaba asta. Eu aș fi spus că magie este poate o formă de entertainment, înțelegi? Da. Dar cred că mai degrabă este vorba de rapiditate, de tehnică, de nu știu ce, cât timp te exersezi. Păi nu, aia e unealta. Aia e ca și cum mișcările de dans poți faci, eu știu dansez, dar poți faci și un spectacol în care dansul să te artă. Faptul că tu o vezi ca o expoziție, știi? Că e foarte important să poți să... Mi-a plăcut faptul că ai expus în cuvinte ceea ce ai sintetizat în imagini. Viziunea mea. Exact. Apropo, uite ce scrie pe tricoul meu, care un eye test de la cala, știi? Singurul lucru mai rău decât să nu ai vedere, să ai vedere, dar să nu ai viziune. Așa este, așa este. Asta a zis Helen Keller, care era o autoare nevăzătoare.